Biserica Sfântul Nicolae este o biserică mică, însă plină de semnificație pentru oamenii ce locuiesc în satul Costești, comuna Balla. Biserica Sfântul Nicolae cunoaște în existența ei mai multe refaceri radicale, ceea ce explică controversele legate de construirea ei. Biserica Sfântul Nicolae din comuna Balta a fost ridicată în locul altei biserici care a fost distrusă într-un incendiu. În forma actuală, din vechea biserică au mai rămas doar o parte din icoane. Biserica Sfântul Nicolae a fost ridicată pe ruinele altei biserici. Se spune că prima biserică a fost ridicată de călugărul Nicodim. Biserica este una micuță, nu are pictură și nu are turlă. Preotul Vasile Stoican a lucrat 34 de ani în această biserică și a povestit cu melancolie povestea ei. Biserica din satul Costești aparține parohiei Părejna și de comună de Balta, Mehedinți. Este construită la 1879. În sat nu era biserică. Satul a Costești provine dintr-un cătun care era acolo sus pe deal la vârful ăla sus, numit Gogoeva. Au venit turcii pe vremurile acelea critice și au dat foc sat cătunului Gogoeva, arzind case, arzind o bisericuță mică care era acolo și de la acea bisericuță în dealul acela, unde v-am arătat eu, este îngropat clopotul bisericii. S-au făcut săpături, intervenții, dar nemai fiind nimeni satul dispărând de pe hartă, n-a mai găsit acel clopot. Biserica este semnificativă pentru satul Costești, deoarece este și singura lor biserică. În fiecare duminică, sătenii se adunau la frumoasele slujbe ținute de preoții satului, însă, din cauza coronavirusului, oamenii nu prea mai vin. Veneau în jur de 20-30 de persoane în fiecare duminică, a venit cu acest virus nenorocit, nu mai vine nimeni la biserică, mă duc cu preotul actual, care e aproape din zonă de aici, facem slujbă, noi doi cântărețul și restul dureros, plânge biserica, plânge pur și simplu. Ce cântări frumoase erau și acum să nu poată intra. Majoritatea, orice mormântare, orice, să facem curtea bisericii.